știi? Suntem la capătul pământului, unde cel mai la îndemână lux este doar cel al gândului, că te afli departe printre oameni foarte simpli și pașnici. Inevitabil, răsuflăm cu dor de casă. Mami? Ce e cu asta? Vreau să citesc. E de la Idan. Nu vine să cred. Când mi-a scris asta? Păi am de la maică-mea două, care s-a pus la sine. A vrut să facă două surprize. Și de la taică-meu am. Oh. Da, domnul Baniciu. Domnul Baniciu mi-a scris o scrisoare. Nu mi-a scris niciodată nicio scrisoare. E prima, în Asia Express. Deci noroc, încă o chestie pe care am reușit-o în această emisiune. Nu știu, dragi, mie, dar mi-e frică să deschid. Eu nu pot să le citesc. Râd fiindcă nu pot să le citesc. Vorbesc serios. Iubita mea, îți scriu câteva rânduri gândind la faptul că ai nevoie de un gând bun și de la mine. Încă o dată, dacă mai e cazul, nu lăsa nimic la întâmplare. Gândește cu grijă fiecare moment. În rest, știi despre tot ce vreau să-ți zic. Puncte, 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 te iubesc. Salut, băiatul tati. Sper să nu mă faci de râs, că te ia dracu. Mă gândesc la tine și la întreaga echipă din momentul în care ați plecat. Îmi doresc din tot sufletul meu de boșoroc să fii în frunte, să-ți folosești toate abilitățile și toată energia să câștigi. În fiecare zi în care îți va fi greu, gândește-te la Ayan, gândește-te că atunci când va crește, va afla cum te-ai descurcat acolo și va fi mândru să știe că tatăl lui e un luptător. Vei fi primul lui supererou. Știi că avem încredere în tine și te susținem de aici cu gândul și sufletul. Dacă ți este greu, gândește-te la tăticul tău, care nu spune niciodată nu pot. Fiți umăr lângă umăr și să ajungeți tot mai departe în călătoria în care ați pornit, să vă întoarceți sănătoși și inimoși acasă. Orice ar fi, pentru noi e cel mai tare, pisule. Ciop, ciop. Da. Da, emoționant, îți dai seama. E greu așa să-mi găsesc cuvintele acum. Că este dor de bine. Este bine. Asta nu te îngrași. Și că a câștigat concursul de kendama, că e cu minte și nu supără pe Jet, adică pe Bona. Și succes și să ai grijă de tine. Te iubești mult, doamne. Și să mai trimit toate încurajările pe care mi le-ai dat tu mie cândva. Fii puternică, fiți puternici. Nu ești singură. Fiți binecuvântați, pupici, mama. De la mama și de la tata. Nu mă așteptam niciodată să primesc o scrisoare de la mama într-o colibă în Cambodgia. Niciodată nu mă așteptam. Mulțumesc frumos. În momentul în care primim astfel de vești, ne bucurăm.
primim așa un plus de energie, ceea ce e foarte, foarte frumos și ne bucură foarte tare. Pentru că noi trăim niște chestii foarte reale aici și foarte puternice, cu un impact emoțional destul de mare. Și atunci... Care cu siguranță ne va schimba un pic percepția. Da, ne-a schimbat. În viitor. Tata și Opi să semnează și cățelul meu, știi? Ce scrisare inconfundabil. Deci așa ne făcea el temele când eram noi mici și profesoara își dădea seama că e scrisul lui. Că uite, ăsta e scrisul lui sormea și așa am și eu scrisul. Scris normal, da? Na, de fete, cum s-ar zice. Ăsta e scris de să vede cu picioarele. Și el așa ne făcea temele și scria pe caietele noastre, știi, când eram noi mici și profesora scria: nu le mai faceți temele greșit! Și trăia... Dragă Daniela, auzi, el se referă la mine. El și vorbește, are și... Adică chiar așa îmi spune, dragă Daniela, știi, când vreodată... Sunt foarte bucuros, toticule, că ai reușit să ajungi până aici și îți doresc să... Îți doresc să mergeți până la capăt. Eu și Opi suntem sănătoși și ne este dor de tine. Sănătate și multă putere, tata și Opi. Salut, domnul Nelucrutu. Ai nevoie de ceva, de bani, ceva, să știi că n-am un euro pe zi. Nici o bere nu pot să iau de ei. Dragii mei, vă pupăm. Hai că închide pirea ușa, trecem, bă. Și aia.